A revenit, prieteni, în direct la Ploiești, în sala Olimpia, acolo unde Black Cage Tournament a ajuns la ediția a doua și am văzut câteva meciuri spectaculoase. Mai devreme, Andrei Pușcașu a reușit să câștige la decizie în fața lui Mihai Dumitru. Să nu uităm însă că a contat foarte mult și acel punct pe care l-a pierdut Dumitru pentru ținere de cușcă. Chiar arbitrul partidei în pauză a venit și mi-a subliniat motivul pentru care a luat acea decizie, acea depunctare. Dumitru a făcut ceva gratuit, nu era nevoie să se țină de cușcă, avea o poziție dominantă, nu știu de ce a făcut-o, putea să-și continue tirul loviturilor asupra lui Pușcașu, dar nu, a preferat să se țină de cușcă. Am avut ultimele două lupte la minus 84 de kilograme, vom coborâ însă un pic în greutate și vom crește în viteză, pentru că următoarea confruntare va fi la 61,2 kilograme. Un meci între Iulian Gheorghiu din Republica Moldova și Florin Moraru, cel care vine de la Max Gym Ploiești, este favoritul publicului și probabil că asta contează. Al treilea luptător din Republica Moldova, primii doi au câștigat. Cei din Moldova au venit cu o echipă destul de puternică, sunt numeroși. Dar și bine pregătiți, cel puțin pe primii doi, cei pe care am văzut, adică pe Maxim Mihalcea și pe Vasile Bonar, i-am văzut foarte bine pregătiți. Combat Sambo, intră în cușcă Iulian Gheorghiu! Iulian Gheorghiu, 19 ani, nu este foarte înalt, 1,67 m, campion al Republicii Moldova la această categorie, la Combat Sambo. De asemenea, campion al Ucrainei la Muay Thai. Cu alte cuvinte, un luptător versatil. Un luptător complet. Să vedem cum se va desfășura această luptă. Foarte încrezător, cu toate că e foarte tânăr la 19 ani. A mai fost un luptător înainte, Maximus Mihalcea, care avea, dacă nu mă înșel, 18 ani. Da. Vorbim despre un Iulian Gheorghiu, care a practicat și kickboxing, dar spuneam și Muay Thai. A antrenat de Ion Vivat, spuneam, din Republica Moldova. Adversarul său, cel puțin ca vârstă, are un plus de experiență. Acum sigur că știm bine, în Thailanda, de exemplu, sunt copii de 10-12 ani care practică Muay Thai-ul și care acumulează enorm de multă experiență. La 17-18 ani poți să ai 100 de lupte. Acolo Muay Thai este practic un stil de viață. E sport național. Un sport extrem de dur, Muay Thai-ul. Cu mult succes, luptătorii proveniți din acest stil în kickboxing au avut titluri. Acolo, sigur că sunt, scuze-mă, George, permise loviturile de cuci, ceea ce aici este o luptă extrem, extrem de dur, la fel și antrenamentele. Așadar, Iulian Gheorghiu în colțul albastru cu benzi albastru pe mânuș. Intră în ring Florin Black Helmet Moraru, a ținut neapărat să îi trecem acolo și acest nickname, pentru că nickname-ul său se leagă de clubul de motocicliști din care face parte și pe care înțeleg că îl conduce împreună cu alți câțiva prieteni. Vine de la Max Gym Ploiești și de la Dinamo Victoria Ploiești. Are o echipă foarte numeroasă în spate, Florin. De asemenea, se antrenează și la Zanșin, București. Antrenat de Radu Teodorescu și de Sorin Diaconeasa. La 14 ani a început cu judo. Intră pe o melodie extrem de cunoscută a clubului, a formației ACDC. Practicant de Unified, de kickboxing și de mixed martial arts, preferă lupta la verticală, îmi spunea.
vicecampion mondial de Unified în 2012 în Rusia, la Moscova. Campion național de mixed martial arts la amator în 2014 și campion național de kickboxing de 5 ori. E practic bun la toate capitolele. Performanță în foarte multe sporturi de contact și după diferite regulamente. Să vedem dacă va reuși și în seara asta să bifeze încă o victorie. 1,69 m, a spus că are înălțime, 27 de ani. Cred că ne așteaptă o luptă foarte echilibrată și cred că va fi extrem de spectaculoasă, pentru că la această categorie loviturile vin în robot. Procedeile la sol de asemenea sunt extrem de rapide. Un pic mai scurt este Florin cu foarte mult susținător. Să sperăm că nu-i va dezamăgi. Începe lupta. Florin Moraru cu mănușile roșii sau cu benzile roșii pe mănuși. Florin ține centrul cuștii. O dreaptă care intră bine acolo lui Gheorghiu. Nu se menajează deloc. Bun acest low kick din partea lui Florin. Oh, frumos, frumos. O intrare la picior. Acesta a făcut, Florin a făcut. Frumos match, frumos. A ieșit pe sub adversar și l-a căutat cu un croșeu de dreapta. Dacă îl găsea acolo pe Gheorghiu, era knockout. Retragere acolo, acolo, care și-a găsit ținta. Va trebui să continue în acest stil. Croșet de dreapta care nu intră lui Gheorghiu. A făcut bine pasul în spate Florin. Oh, frumos acolo. Era pe Gheorghiu. Ce croșeu. Dacă va reuși să finalizeze, trebuie să oprească lupta. Victorie extraordinară a lui Iulian Gheorghiu, care se urcă pe cușcă. Black Helmet, Florin Black Helmet Moraru obține cel mai spectaculos knockout al acestei gare. Excepțional. Un croșeu în bărbie din... și Iulian a fost în lumea viselor. Își respectă adversarul Florin cu această plecăciune. Încă o dată în reluare ce s-a întâmplat aici. Vom vedea imediat acea ieșire, acea evadare superbă a lui Florin. Imediat vom vedea și... Nu, a fost foarte atent acolo. Ce croșeu de dreapta. A dat pe contră Florin și a surprins adversarul. 3-4 lovituri care s-au dus în plină figură. Până la urmă, arbitrul partidei a fost... Florin apoi a făcut foarte bine și s-a dus peste adversar și a continuat tirul loviturilor. Nu și-a lăsat... Nu i-a dat timp adversarului să-și revină. Da, cred că trebuia să intervină chiar un pic mai devreme arbitrul. Victorie frumoasă. Cea mai spectaculoasă, George, mi s-a părut această confruntare, mai ales prin lovitura de finalizare. Moraru! Florin Moraru. Și prima victorie a românilor în lupta cu sportivi veniți din Republica Moldova. Așa este. 2-1 în continuare pentru moldoveni. Luăm și noi o scurtă pauză, prieteni. Revenim imediat cu Black Cage Tournament.